I'm very appreciative that for approximately more than 27 years, Sister Betty has made it possible for me to be here many times. Astăzi am meditat și m-am gândit că în ultimii 27 de ani sora Betty a cooperat și să fiu aici de multe ori. My prayer is that the words of my mouth and the meditation of my heart will be acceptable in the sight of the Heavenly Father. Rugăciunea mea este ca cuvintele gurii mele să fie acceptate de Tatăl Ceresc. I have much Christian love to convey to you. Vă aduc multă iubire creștină. On Saturday night I arrived in Bucharest. Sâmbătă seara am sosit în București. A Sunday it was a real blessing to be with the brethren there. O mare binecuvântare am avut duminică cu frații din București. We give thanks to Alex for translating for me. Am mulțumit lui Alex pentru că a tradus pentru mine, a tradus. I had come from Texas before coming to Bucharest again. Am sosit în Texas, în București. The friends in Houston, Texas, sent their greetings. Câțiva prieteni din Houston, Texas, trimit salutările lor de iubire. Prior to that, I'll just name the different places: Columbus, Indiana. Și mai multe locuri: Columbus, Indiana. Chicago. Din Chicago aduce salutări. Milwaukee. Wilmington, Delaware. Delaware. Huntsville, Alabama. Huntsville, Alabama. Atlanta, Georgia. Georgia, Atlanta. Clearwater, Florida. Asta nu știu să spun. Clearwater, Florida. I think I didn't. Perhaps I mentioned Milwaukee, Denver, Colorado. Da, Colorado, Denver. Milwaukee, am spus-o. And I had the privilege of going to Canada, Saskatoon, Saskatchewan. Am avut și privilegiul să merg în Canada, în Saskatchewan. And that was a delightful experience. Acea experiență a fost deosebit de frumoasă. We had more than 5 meetings on the weekend. La sfârșit de săptămână am avut 5 adunări. On Friday night there were some newly interested ones at the meeting. În adunarea de vineri seara au fost câțiva noi care au fost interesați de adevăr. It was a joy to see the smile on their faces. Și a fost o bucurie pentru mine să văd zâmbetele și râsetele pe fețele lor. And I think there were also some individuals who sent their greetings. Și cred că sunt și câțiva frați individuali care au trimis salutările lor. Thank you. We thought we would consider some of the signs of the time. Cred că am vrea să considerăm astăzi câteva semne ale timpului. When I came to the airport in Bucharest. Când am sosit în aeroport în București. Right before going through security. Înainte de a merge prin la securitate, să trec prin check securitate. We saw some soldiers with their rifles. Am văzut câțiva soldați cu arme. And then something I had never experienced before as I was taking my carry-on baggage through the scanner. Pe măsură ce luam bagajul de mână ca să-l scaneze, am avut o experiență pe care niciodată n-am avut-o înainte. The man assisting had a pistol. Omul acela care ne asista, este un om care asistă să-ți iei bagajul, avea un pistol la el. This is a sign of the times. Acesta este un semn al sfârșitului timpului. And of course, in America, I had my checked baggage opened 4 different occasions. Și în America de 4 ori mi-au deschis bagajele. And I had my carry-on baggage checked and opened at different places. Și bagajul de mână mi s-a deschis de mai multe ori în mai multe locuri. So it's not as easy to travel as it was when we first came in 1991.
Nu mai este așa de ușor să călătorești ca și atunci când am venit pentru prima dată în 1991. Centuries before the first advent of our Lord. Înainte de prima venire a Domnului. The prophet Daniel by vision saw what is happening today. Profetul Daniel într-o viziune de noapte a văzut ce se întâmplă astăzi. You've read his words and heard the words many times. Voi ați citit cuvintele lui Daniel și le-ați auzit de multe ori. Daniel chapter 12 verse 1. Daniel 12 cu 1. And at that time shall Michael stand up. Și în vremea aceea se va ridica Mihail. Michael is one of the many titles of our Lord. Mihail este unul din multele titluri ale Domnului. It's wonderful that our Lord has many titles. Este foarte frumos că Domnul are multe titluri. Each title is important. Și fiecare titlu este foarte important. That's another subject in itself to go into. A intra în aceste titluri pe care le are Domnul este un subiect în sine însăși. What did Daniel mean when he said that Michael would stand up? Ce, la ce s-a referit Daniel când a spus că se va ridica Daniel, va sta în picioare? Now, you are seated. Acum, voi, fraților, stați. But if you stand up, you're dar, ready for action. Dar dacă vă ridicați, sunteți gata de acțiune. Our Lord returned because it was ready for action. Domnul nostru s-a întors și pentru că a fost gata să intre în acțiune. It was time to establish God's kingdom. A fost timpul să stabilească împărăția lui Dumnezeu. Now, who sent our Lord to earth the second time? Cine l-a trimis pe Domnul în atmosfera Pământului a doua oară? The same one who sent him the first time. Același care l-a trimis și prima oară. At the first advent, la prima venire, our Heavenly Father sent his dear son to die for Adam and his race. Tatăl nostru ceresc și-a trimis pe fiul său prea iubit ca să moară pentru Adam și rasa sa. At the first advent, our Lord gave himself a ransom for all. La prima venire, Domnul s-a dat pe sine însuși un preț de răscumpărare pentru toți. All of us know the meaning of the word ransom. Noi înțelegem acum înțelesul cuvântului răscumpărare. The man Jesus was a corresponding price for the perfect Adam before he disobeyed. Omul Iisus Hristos a fost un preț corespunzător pentru omul Adam înainte de neascultare. The purpose of our Lord's second presence. Scopul prezenței a doua a Domnului. As all of the holy prophets wrote. Așa cum au scris toți sfinții profeți. Was to accomplish the restitution of all things. Este să ducă la îndeplinire restaurarea tuturor lucrurilor. How long will it take to accomplish the restitution of all things? Cât timp va necesita să se ducă la îndeplinire această restabilire? 1000 years. 1000 de ani. It will be accomplished exactly on time. Și va fi dusă la îndeplinire exact la timpul stabilit. The Heavenly Father is an exact timekeeper. Tatăl Ceresc ține timpul cu precizie. The Apostle Peter wrote, as you are familiar with Acts 3:19-21. Apostolul Pavel a scris, așa precum voi sunteți foarte familiari cu Scriptura din Fapte 3:19 până la 21. Times of refreshing would come. Vor veni timpurile de restabilire de la fața Tatălui, cum scrie, da. And Jehovah has sent his dear son to accomplish the restitution of all things. Și Tatăl Ceresc l-a trimis pe fiul său prea iubit ca să ducă la îndeplinire aceste timpuri ale restabilirii tuturor lucrurilor. We would like to illustrate this point. Am vrea să ilustrăm acest punct. We see the front of this songbook. Vedem fața acestei cărți de cântări.
When Adam was created, când Adam a fost creat, he had God's face or favor. A avut prezența sau favoarea, fața Tatălui Ceresc. But when Adam disobeyed, God turned his back. Dar când Adam a fost neascultător, Dumnezeu și-a întors fața de la el. Upon Adam. De la Adam. And Adam began to die. Și Adam a început procesul morții. Now, at the second advent, la a doua venire, we have just noted from the words of Peter, tocmai am văzut din aceste cuvinte a apostolului Petru, that the Heavenly Father would send Jesus, că Tatăl Ceresc îl va trimite pe Iisus, God's face or favor, și fața Domnului sau favoarea Tatălui, pardon, was restored. A fost restabilită. What does the word restitution mean? Ce înseamnă cuvântul restabilire? What one word describes restitution? Un cuvânt descrie cuvântul acesta restabilire. Restoration. Restaurare. The very first feature of restitution was the restoring of God's favor. Prima trăsătură a restabilirii a fost restaurarea în favoarea divină. You and I have experienced these refreshing blessings that have come. Noi. Because Jehovah's face has been turned toward the groaning creation. Noi, tu și cu mine, am experimentat aceste binecuvântări împrospătoare datorită faptului că Dumnezeu și-a întors fața către creația gemândă. Now, in our translation, the Greek word prosopon is translated presence. În traducerea noastră, cuvântul prosopon este tradus prezență. That is not parousia. Nu parousia. And the thought here is the face or favor of Jehovah has been restored. Gândul aici este fața sau favoarea Tatălui Ceresc. Favoare. Prosopon. Favoare. So when someone is discussing a subject of restitution with you, așa că atunci când cineva discută subiectul restabilirii cu noi, and they say that restitution has not begun, și spun că restabilirea nu a început încă, just remind them of this scripture. Haideți să le reamintim cu toții de această scriptură. Să le reamintim de această scriptură. In Acts 3:19-21. Din Fapte, scriptura din Fapte 3:19 până la 21. Almost immediately refreshing blessings began. Imediat, aproape imediat, binecuvântările au început. One of the first blessings was the electric light bulb. Una dintre cele mai dintre binecuvântări a fost becul electric imediat. Now for 6000 years. De 6000 de ani. From Adam's disobedience. De când Adam a fost neascultător. Man did not have the electric light bulb. Omenirea n-a avut curent electric, n-a avut bec electric. The Father of lights. Tatăl luminilor. Our Heavenly Father. Tatăl nostru ceresc. Sent Jesus to earth the second time. A trimis pe Iisus pe pământ a doua oară. Jesus is the light of the world. Iisus este lumina lumii. When was the electric light bulb invented? Când a fost inventat becul electric? In the 1870s. În 1870, zice frate. And of course there are many improvements since that time. Și că de atunci foarte multe îmbunătățiri s-au adus la el. But nevertheless, refreshing blessings have begun. Dar binecuvântările împrospătătoare au început. So the first part of the restitution age. So, prima parte a timpurilor de restabilire sau a vârstei de restabilire is the restoring of God's favor to the human family. Este restabilirea favorii divine către familia umană. And also for the restoration of the nation of Israel. Și pentru restabilirea sau restaurarea poporului lui Israel. Was with you last fall. We had the privilege of going to Israel. În ultima toamnă trecută am avut privilegiul binecuvântat de a vizita Israelul.
Brethren, it was remarkable. Fraților, a fost remarcabil. To be there in Israel. Să fiu acolo în Israel. And now it's remarkable that 70 years since 1948. Și acum ceva și mai remarcabil este că de la 70 de ani din 1948, USA and some other countries have recognized Jerusalem as being the capital of Israel. America și încă câteva țări au recunoscut Ierusalimul ca fiind capitala Israelului. Now, 70 years before 1948. 70 de ani înainte de 1948. Brings us back to the date 1878. Ne duce la data 1878. From that date it was time for the Jews to go back to their homeland. Și în acea dată a fost timpul când evreii s-au întors înapoi în țara lor, în țara lor natală. Do we realize the significance of the date 1878? Oare ne dăm noi seama de semnificația datei de 1878? In the year 33 AD, în 33 anul Domnului, after Israel had experienced favor for 1845 years, după 1845 de ani de favoare Israelului, that favor began with the death of Jacob. Acea favoare a început cu moartea lui Iacov. When Israel was obedient, they were blessed. Atunci când au fost ascultători, au fost binecuvântați. When disobedient, când au fost neascultători, they were punished for their correction. Au fost pedepsiți pentru corectare sau corectați. Any good parent will punish a child who is disobedient. Cred că fiecare părinte și-ar corecta copilul care nu ascultă. Perhaps you never had to punish your children. Poate că voi niciodată n-a trebuit să vă corectați copiii sau să-i pedepsiți. I never had to punish my son. Eu niciodată n-a trebuit să-mi pedepsesc copilul meu. He was always obedient. El a fost întotdeauna ascultător. But the nation of Israel was not always obedient. Dar națiunea lui Israel n-a fost întotdeauna ascultătoare. So Jehovah punished them. Așa că Jehova i-a pedepsit. And when they repented, they were blessed again. Și atunci când s-au pocăit, ei au fost binecuvântați din nou. When we come to 33 AD, când ajungem la anul 33, anul Domnului, the religious leaders rejected our Lord. Când liderii Israelului l-au respins pe Domnul, there they began to experience a period of disfavor. Atunci Israelul a experimentat o perioadă de defavoare. Three prophets refer to this double. Trei profeți se referă la acest dublu. 1845 years from 33 AD brings us to 1878. 1845 de ani, începând din 33 anul Domnului, ne duce la 1878. Yes, we all know that restitution has begun. Da, noi cu toții știm că restabilirea a început. But this is in part 2 of the 1000-year restitution age. Da, aceasta este în partea a doua a vârstei de restabilire. Look for a moment at the chart. O clipă să ne aruncăm ochii pe hartă. We see the two parts of the restitution age. Vedem două părți ale vârstei restabilirii. I'm sure you can't see the numbers from where you're sitting 7 to 10. Eu cred că voi puteți vedea numerele de la 7 la 10. That's part 1. Aceasta este partea 1 a vârstei de restabilire. 10 to 11. De la 10 la 11. The major portion of this thousand. Cea mai mare parte a acestei perioade de 1000 de ani is the second part of the restitution. Este a doua parte a restabilirii, a vârstei restabilirii. Now when part 2 of the restitution age begins. Când partea a doua a vârstei restabilirii va începe, there will be no more funerals. Nu vor mai fi înmormântări. If I understood correctly, a number of our brethren here have died since January. Dacă am înțeles corect, numărul fraților care au murit în România din ianuarie
All over the world, there are probably more than 150,000 people who die every day. 150.000 de oameni poate pe planetă mor în fiecare zi. Continue to pray for that time when part 2 of the restitution age begins. Și haideți, fraților, să ne rugăm pentru acea parte a împărăției când va începe restabilirea. The Apostle Paul tells us that our Lord will reign until he has put all enemies under his feet. Domnul ne spune că va domni până când va pune pe toți dușmanii la picioarele sale. What is the last enemy to be destroyed? Care va fi ultimul dușman care va trebui distrus? Adamic death. Moartea adamică. Now, let us keep in mind that Satan will not have been destroyed within the restitution age. Să ținem bine în minte, Satan nu va fi distrus în această perioadă a restabilirii, a vârstei restabilirii. But he will be under the feet. Dar va fi sub picioarele Hristosului. In other words, he'll be fully bound during part two. Cu alte cuvinte, va fi complet legat în partea a doua a vârstei restituirii. But we haven't reached part two Dar yet. Dar noi încă n-am ajuns la partea aceea a doua. We're still in part one. Noi suntem încă în partea 1, a întâi. Our Lord has entered the usurped dominion Domnul of the adversary. Domnul a intrat să uzurpe domnia adversarului. He has laid hold upon the adversary. El a pus mâna pe casa adversarului sau pe adversar. The adversary doesn't want to be bound. Dar adversarul nu vrea să se lase legat. Because of this, he is causing much trouble. Și din cauza aceasta, adversarul creează multe probleme, face multe probleme. And not only is Satan causing much trouble, but the fallen angels who have become demons. Și nu numai Satan face probleme, dar și îngerii decăzuți care au devenit demoni. Are responsible for all of the evil activities we hear about on the news. Ei sunt responsabili pentru toate activitățile rele pe care le vedem și le auzim în ziare sau în știri. I mentioned that I was at Houston, Texas. V-am spus că am fost în Texas, în Houston. A short distance from Houston was the scene of a 17-year-old killing 8 students and 2 teachers and injuring 10 more. Aproape de Houston a fost tânărul ăla care a murit. How many teachers? I didn't understand, Brother George. 2 profesori și nu știu câți elevi. Am văzut și noi la televizor aia. Aproape de Houston a fost tânărul acela. This is just one of the many school shootings recently. Aceasta este numai unul dintre multele împușcături care se fac în școli în ultimul timp. Let us recall Daniel's words in chapter 12, verse 1. Să ne amintim cuvintele profetului Daniel din Daniel capitolul 12 cu 1. There is a time of trouble such as never before. Va fi un timp de strâmtorare cum n-a mai fost. And this trouble is increasing daily. Și acest timp de strâmtorare crește zilnic. The Apostle Paul in 1 Thessalonians the 5th chapter. Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni capitolul 1 gives us an illustration of the trouble. Ne dă o ilustrare a acestui timp de necaz. You know, we remember illustrations. Noi ne amintim de ilustrații, da? And I especially hope you will remember this illustration of restoration. Sper că vă veți ține minte ilustrația aceea cu restabilirea. The Apostle Paul uses the illustration of childbirth. Apostolul Pavel folosește ilustrație a nașterii, a femeii care dă naștere. Describing the time of trouble. Și așa descrie el timpul de strâmtorare. Now, in one sense of the word, the trouble began when our Lord returned. Într-un sens, necazul a început, deci strâmtorarea a început când Domnul s-a întors a doua oară. However, before the evictions of the kingdoms of this world could begin. Cu toate acestea, până în 1914, când a început procesul de evicțiune a națiunilor. It was necessary for the least of the Gentiles to expire. A fost necesar ca puterea neamurilor să
să ajungă la sfârșit a împărățiilor. How did Pastor Russell know that 1914 would be the end of the lease to the Gentiles? De unde a știut fratele Russell că 1914 va fi timpul sfârșitului neamurilor? He wrote this many years before 1914. Pentru că el a scris cu mulți ani înainte de 1914 asta. Well, it's because of the prophecies. Pentru că el a înțeles aceasta din profeții. There was to be seven times. Trebuiau să fie șapte timpuri. From 606 BC. De la 606 înainte de Hristos. Now, if we multiply 360 times 7. Dacă multiplicăm 360 de zile cu 7, we arrive at 2520 years. Ajungem la 2520 de ani. Now subtract 606 from 2520. Din 2520 scădem 606. And this is how Pastor Russell knew. Și așa și-a dat. The lease would expire in 1914. Și-a dat seama că în 1914 va fi sfârșitul timpurilor neamurilor. What began in 1914? Ce a început în 1914? Well, the kings here in Europe were put out of power. Regii din Europa, regilor din Europa li s-a luat puterea. You know, just recently there was this royal wedding in England. Ați auzit că recent a fost această nuntă royală în Anglia. But the queen doesn't have any power. Dar regina n-are nicio putere. Nu mai are putere. For some reason they still lack this royalty. Pentru anumit motiv le lipsește puterea asta royală. At great expense to the people. Și asta e cu mare oamenii plătesc greu asta. You see, the first spasm of trouble began in 1914. Primul spasm al strâmtorării a început în 1914, spasmul. Now, never had there been a world war. N-a fost niciodată înainte un război mondial. Why? De ce? Well, let's go back to the time that they built the Tower of Babel. Haideți să ne întoarcem la timpul când s-a construit turnul lui Babel. So some of the people there came to Romania, some to Hungary, some to Germany, other parts of the world. Atunci când s-a construit turnul lui Babel, unii dintre oameni au venit în România, alții în Ungaria, alții în alte părți ale lumii. And they didn't have translators like I have. Și n-au avut un translator cum am eu acum. They couldn't understand each other. Și nu s-au putut înțelege unii cu alții. But you know when the time of the end began. Dar voi știți că atunci când a început timpul sfârșitului. What year was that? În ce an a început timpul sfârșitului? 1799. 1799. Knowledge began to increase. Cunoștința a început să crească. And many began to run to and fro. Și mulți au început să călătorească încolo și încoace. So the people began to communicate. Așa că atunci oamenii au început să comunice unul cu altul. They were being gathered together for this time of trouble such as never was since there was an age. Oamenii sunt adunați împreună tocmai ca să se aducă acest mare timp de strâmtorare cum n-a mai fost și nici nu va mai fi. Now remember, Paul used the illustration of childbirth. Încă o dată, să ne aducem aminte că Pavel folosește ilustrația nașterii a unei femei care naște. The first spasm was World War I. Primul spasm a fost primul război mondial, prima durere. And then that was followed by revolution, communism, socialism. Acel război a fost urmat de revoluții, socialism, comunism. The Second World War was a revolution. Al doilea război mondial a fost o revoluție. There's been so much trouble since 1914. Și din 1914 încoace atâtea necazuri au fost. Now we come down several years from the Second World War. Dacă venim pe fluviul timpului un pic mai încoace după al doilea război mondial, I suggest the date to the 1960s. Cam în 1960. And incidentally, I had
previous to receiving an article recently, suggested this date of the 1960s. Și tocmai recent am primit un articol în care am citit și a fost sugerată această dată 1960. There was a dear sister who sent an article by email to me. A fost o soră dragă care mi-a trimis articolul prin email. They used the date 1968. Ei au folosit data 1968. When the western part of the world began to decline. Când s-a dărâmat zidul dintre Germania de vest și est. I suggest the 1960s because about that time. Eu am sugerat 1960 pentru că cam în jurul acelui timp. There were many people getting on drugs. Au fost foarte mulți tineri care au folosit droguri. Their wills were broken down. Și nu mai aveau voință să se controleze. And about that time the rock and roll noise started. Și cam prin acea dată, de la acea dată, formația aceea rock and roll, care se numește muzică rock, a început să ia ființă, să se formeze. I refuse to call it music. Și eu personal am refuzat să o numesc muzică. Because it's satanic. Pentru că este satanică. And furthermore, the fallen angels had been granted much liberty by that time. Și mai mult decât atât, îngerilor decăzuți li s-a dat mult mai multă libertate începând cu acel timp. Recall with me the words of Jude in verse 6. Dacă ne aducem aminte de cuvintele lui Iuda 6, din Iuda 6, the angels who were permitted to assist the dying race before the flood. Acei îngeri care li s-au permis să asiste sau să ajute rasa umană înainte de potop. Who married the daughters of men? Care s-au căsătorit cu fiicele oamenilor. Brought forth a hybrid race. Au adus pe lume o rasă hibridă. That hybrid race is not a part of God's plan. Și acea rasă hibridă nu este o parte din planul lui Dumnezeu. Those hybrids were destroyed at the time of the flood. Acei hibrizi sau nefilimi au fost distruși în timpul potopului. However, the angels were not destroyed at that time. Cu toate aceștia, îngerii, taților, părinților, n-au fost distruși în acel timp. They were restrained in chains of darkness until the judgment of the great day. Ei au fost puși în lanțurile întunericului până la judecata zilei celei mari. Another name then for this thousand year period is the day of judgment. O altă denumire a acestei zile de 1000 de ani este ziua judecății. Judgment day. Again, we must divide the day of judgment into two parts. Încă o dată, această zi a judecății trebuie să o împărțim în două părți. Know you not that the saints shall judge angels? Nu știți voi că sfinții vor judeca pe îngeri? This is in part one of the thousand years. Aceasta este în partea 1, în partea 1 a zilei de judecată. Paul reminds us, know you not that the saints shall judge the world? Nu știți voi că sfinții vor judeca lumea? That's in part two. Aceea este în partea a doua. Perhaps at a later time we may have time to go into more about this day of judgment. Poate că odată vom avea timp să intrăm mai adânc în această zi de judecată. Briefly, the fallen angels have been granted liberty for their judging. Pe scurt, îngerilor decăzuți li s-a dat putere, libertate, ca să poată să fie judecați. But as the years have gone by, they're granted more and more liberty. Și pe măsură ce anii trec, li se acordă tot mai multă și mai multă libertate. So therefore, this is the reason why there is so much trouble in the world today. De aceea, pentru acest motiv, e așa mult necaz în lume. So, I understand that anarchy has already begun. Eu înțeleg că anarhia a început deja. And there have been many birth pains in between. Și că multe dureri de naștere au fost între war, timp. Revolution, războaie, anarchy. Revoluție, anarhie.
You know, just recently I heard someone say that anarchy hasn't begun. Chiar recent am auzit pe cineva care zicea că anarhia nu a început încă. Brethren, we're in anarchy. Fraților, noi suntem în anarhie. And it's increasing. Și crește. You know, in America we hear about so many policemen being killed. Noi în America polițiștii sunt omorâți. I don't know whether it's the same here in Romania. Nu știu dacă același lucru se întâmplă și în România sau nu. But you see, the respect for law and order is breaking down. Dar precum vedem, respectul pentru ordine și pentru lege nu mai există. But you may ask, why is the Heavenly Father permitting all of this trouble? Dar poate că ne-am întrebat, de ce Tatăl Ceresc permite toate aceste necazuri? Mankind is learning the exceeding sinfulness of sin. Ca omenirea să înțeleagă cât de rău este păcatul. They must experience more trouble. Trebuie să experimenteze mai mult necaz. Before they are ready to accept the arrangements of the new law covenant. Înainte de a fi gata să accepte aranjamentele noului legământ. Now, brethren, it's part two of the restitution age that the new covenant will be inaugurated with Israel. Fraților, este în partea a doua a vârstei restituirii când noul legământ va fi făcut cu Israelul. By the time the trouble is stopped. Atunci când necazul se va sfârși. By Jehovah through the Christ. De către Tatăl prin Hristosul. The blind eyes in Israel will have been opened. Și orbirea Israelului va fi îndepărtată. And a representative group will be ready to accept the dear Redeemer. Grupuri sau rămășița din Israel vor fi gata să-l accepte pe dragul nostru răscumpărător. Won't that be wonderful when righteousness will begin to prevail? Nu va fi frumos atunci când dreptatea va înflori? Now also we hear that some think that there's going to be the trouble increasing that hasn't even begun yet. Că pe alocuri auzim că în necazul încă nici n-a început. In other words, some say that the seventh plague has not been poured out. Unii spun că a șaptea plagă nici n-a fost turnată. But who poured out the seventh plague? Dar cine a turnat a șaptea plagă? The seventh messenger. Al șaptelea mesager. It's plainly stated in Revelation. Foarte clar este spus în Apocalipsa. And there's enough in that seventh plague to describe the day in which we're living. Și este destul în Apocalipsa, în a șaptea plagă, să ni se arate ziua în care trăim. So when some say that it hasn't started yet. Când cineva spune că încă n-a început. You know, if all the trouble came just at one time. Dacă tot necazul ar fi într-o o singură dată, ar fi împotriva scopului lui Dumnezeu. All flesh would be destroyed. Și dacă n-ar fi încetat acest necaz, toată carnea ar fi distrusă. But that's not going to happen. Dar aceasta nu se va întâmpla. Now, it's true, Pastor Russell thought that the trouble would be all over in 1914 or perhaps a few years after that. Este adevărat că fratele Russell a crezut că se va sfârși necazul în 1914 sau câțiva ani după aceea. But now it's been over 100 years from 1914. Dar au trecut 100 de ani, 100 și ceva de ani din 1914. You see, because of the mercy of the Heavenly Father. Și vedem că datorită milei Tatălui Ceresc. He arranged for mankind to learn this lesson over a longer period of time. El a permis, Tatăl Ceresc a permis omenirii pentru o perioadă mai lungă de timp să învețe lecțiile păcatului cu păcatul. And furthermore, the world had not been sufficiently populated. Și mai mult decât atât, nu sunt suficient de mulți oameni pe pământ născuți. I don't recall the population in 1914, but I do recall when the Divine Plan of the Ages was originally published. Nu mi-aduc aminte ce populație a avut America în 1914, dar când primul volum, Planul Divin al Vârstelor, a fost scris, mi-aduc aminte ce populație a avut. In 1886. În 1886. When volume 1 was published. Când a fost publicat volumul 1.
the population was less than a billion and a half. Populația a fost mai puțin decât 1,5 miliarde de locuitori. A few days ago I looked on internet and I found that today it is 7.6 billion. 700. Peste 7 miliarde sunt astăzi. So am citit în internet. You see, for various reasons, this trouble has been longer than was at first expected. Pentru din anumite motive, necazul acesta se prelungește. Well, I hope that Paul has convinced us that with this illustration that the trouble comes in spasms. Credem că apostolul Pavel ne-a convins că necazul vine ca și femeia însărcinată în spasme. Now, let's just think if the trouble had been over in 40 years. Dacă ne gândim că necazul ar fi fost gata in 1914 or 40 years before. If the trouble, Brother Russell thought the trouble would be over in 40 years. Okay, fratele Russell a crezut că necazul ar fi gata în 40 de ani. So you would have had First World War, the Second World War, you'd have communism. You'd have anarchy. Am avea primul război mondial, al doilea, comunismul, anarhia. But it's spread out over more than 100 years since 1914. Dar din 1914 s-a prelungit mai mult de 100 de ani. Often brethren asked, well, when will it stop? Și de multe ori frații ne întreabă când se va sfârși. We do not know the date. Nu știm data. Why? De ce? If we knew the date, dacă am ști data, Satan would know the date. Și Satan ar ști data. And the Heavenly Father would have to have another plan. Și Tatăl Ceresc ar trebui să aibă un alt plan. However, I think that we have many signs that indicate that we're getting much closer. Dar cu toate acestea, eu cred că avem multe semne care ne arată că ne apropiem tot mai aproape, tot mai aproape suntem. Well, with these words now, let's come to a close with the words of Paul in 1 Thessalonians. Cu aceste cuvinte dorim să ajungem la o încheiere cu câteva cuvinte din prima epistolă a lui din Tesaloniceni, Thessalonians, 1 Thessalonians. In verse 2, in writing to the brethren, says, "You know perfectly that the day of the Lord cometh as a thief in the night." Și acolo zice, pentru că știți că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. 1 Tesaloniceni capitolul 5:2. And by the way, our Lord is now a glorious divine spirit being. Și știm că Domnul este o ființă divină spirituală. Where is he? Unde este acum Domnul? In earth's atmosphere. În atmosfera pământului. Where is the adversary? Unde e adversarul? He is the prince of the power of the air. Este prințul puterii văzduhului. Where are the fallen angels? Unde sunt îngerii decăzuți? In earth's atmosphere. În atmosfera pământului. Where are the resurrected saints? Unde sunt sfinții cei înviați? With our Lord in earth's atmosphere. Cu Domnul împreună în atmosfera pământului. The apostle Paul in writing to the Thessalonians. Apostolul Pavel scrie în Tesalonicenilor. In this same book that we're considering. În aceeași carte, în 1 Tesaloniceni capitolul 5. In chapter 4, 16. În capitolul 4 cu 16 și 17. Tells us that the resurrected saints are caught up together with the Lord in the air. Ni se spune că sfinții vor fi răpiți împreună cu Domnul în aer, în văzduh. So that's where the resurrected saints aici are. Aici sunt sfinții înviați, în văzduh, în aer. What are they doing? Și ce fac sfinții înviați? Kingdom work. Ei fac munca împărăției. Revelation 14:13. Apocalipsa 14:13. Blessed are the dead who die in the Lord from henceforth. Ferice de morții care de acum încolo mor în Domnul. Yea, saith the Spirit. Da, spune Duhul. That they may rest from their labors and their works do follow them. Ei se odihnesc de muncile lor și faptele lor îi urmează. And perhaps later we'll have the opportunity of explaining more about what we're doing on this side of the veil. Și poate că altă dată vom avea posibilitatea să explicăm ce facem noi aici în această parte de văl. But considering further in chapter 5. Dar considerăm mai departe în 1 Tesaloniceni capitolul 5. In verse 4 Paul says, "But ye brethren are not in darkness."
În 5:4 spune, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric. No, you're children of light. Nu, voi sunteți copii ai zilei. You're the children of the day. A zilei. We're not of the night nor of darkness. Nu suntem din întuneric, nu suntem în întuneric. Why is it light? De ce este lumină? The sun has begun to rise. Pentru că soarele a început să răsară. Now in 1799 it began to get light. În 1799 a început să răsară. But then in 1874, dar în 1874, our Lord, who is pictured as the Son of Righteousness, Domnul nostru care este ilustrat ca și este arătat ca și soare al dreptății, began to rise. A început să răsară, soarele să răsară, soarele well, dreptății. I've used this illustration before, but I see that I have something here to represent the sun. Am folosit această ilustrație înainte, dar asta să zicem că reprezintă soarele. So in 1874, în 1874, the sun began to come up. Soarele a început încet să răsară. And then 3.5 years later, și 3 ani și jumătate mai târziu, it became a little higher. A început să se arate mai înalt pe orizont. And as each of the fully consecrated passed beyond the veil, și toți cei care au fost pe deplin consacrați și au fost dincolo de văl, it becomes a little higher. Au s-a ridicat soarele un pic mai înalt. And I think before long, și înainte, full sunrise. Și va fi soare de plin. And how long will this sun continue? Și cât timp va continua acest soare? Zechariah 14:6-7 tells us. Zaharia 14:6-7 ne spune. It shall be a day known unto the Lord. Va fi o zi cunoscută Domnului. Not day nor night. Nu va fi nici zi nici noapte. But it shall come to pass at evening time. Și va fi înspre seară. It will be light. Și va fi lumină. Verse 6 of 1 Thessalonians 5. Din 1 Tesaloniceni capitolul 5 cu versetul 6. Paul knew that some would be asleep. Pavel a știut că câțiva vor dormi. So he says to us, therefore let us not sleep as do others. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ne-a spus nouă. But let us watch and be sober. Ci să veghem și să fim treji. Verse 7. Versetul 7. For they that sleep in the night. Că cei care dorm, drunken or drunken in the night. Dorm noaptea și cei care se îmbată noaptea. But let us who are of the day be sober. 8, dar noi fiindcă suntem ai zilei să fim treji. Putting on the breastplate of faith and love. Să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei. And for an helmet. Și să avem coiful nădejdea mântuirii, drept coif nădejdea mântuirii. Heavenly Father loves you. Tatăl Ceresc vă iubește și așa vă iubesc și eu.